Salutare, noi sunt Narcis Gaming și bine ați venit la un episod de Clash Royale. Bun, în acest episod prima dată vom face training camp-ul. Pun geant în are rău să pun altceva mai slab. Mergem și arcașele. Da. Voi ataca și cu un fireball aici. Așa, voi pune un alt geant aici. Fac unde 6 geți aici. La fiecare are să fie viața, unitate și da, deja am trimit. A fost chiar rapid. Așa, deocamdată o să avem mine. Cărți bune nu prea avem. Încă fac tutorialul bine pe un corn mai mică. Am avut un corn mai mare, mi-am stricat tableta de sigur. Și m-am apucat la acest corn mai mare. Îmi pare mai mic. Pe contul mai mare era mai la 5, avem și o legendară. Prin legendar mă refer la Inferno Drago. Așa, putem să facem update. Așa, la Night. Bine, o să le spun și o să bag de cu bine. După părerea voastră zice să ai făcut pur sau altele, ai făcut pur sau altele. Dar mie întotdeauna mi-a plăcut să joc cu acel deck. Așa că, da, aici va trebui să facem defensiva, să ne apărăm. Hai de sigur, voi trimite aici e după tutorialul ăsta. Voi trimite Nike-ul și cu ăsta aici. După voi trimite geantul pe partea asalantă împreună cu un fireball. Iar acum voi trimite bomberul. Și se săgeți aici. Care ca și mele să reușesc că se distribuie mele tuturor. Un fireball aici. Un geant aici. Niște săgeți pe aici. Pa, l-am primit spre acest zonă, are nimic, măcar am terminat. Bine, îi trimit în camp aici, e foarte ușor să-i vin. Bun, vom deschide acest la fiecare... Bine, deocamdată acestele astea de trimit în camp le deschid foarte repede. Deci aici se ce ne pică. Nici o carte nouă deocamdată. Aici e... Muschetar. Perfect, avem o carte nouă în deck. Deocamdată aici să ne facem upgrade la astea. Da, cel se numește să fac upgrade la tot ce pot ca să... fac level. Ca să pot ajunge la level mai mare. De-abia aș o să câștig restul Baby Dragon-ul și cu asta Valkyrie la Arena 1. Valkyrie e un foarte bun, nu pot să zic că nu e bun. Epic, vreau să critic Skeleton Army, sunt foarte bun Skeleton Army. Armata de schelet, scoate altceva. Bine, aici trebuie să lupt. Da, mi-am trimis toată puterea pe asta, dar n-are nimic. Fireball. Nu uităm aici încă un gen pe partea asta, când îmi deschid tărul aici și o tărie. Cred că s-ar putea să nu uite nicio, să nu uite nicio, a, l-am primit. Train camp-ul e foarte ușor, nu pot să zic că e greu. Mi se pare că la acest cufăr, da, am deși un epic. Acum sunt foarte curios de epic, ce o să-mi dea, vreau ceva bun. Și, Baby Dragon, e bun Baby Dragon, nu pot să zic că nu este bun în Baby Dragon. Desigur, o să ne mai schimbi ordinea, că nu prea-mi place așa ordinea cum e. Dar o să mai și înlocuiesc cu cât o să câștig, deci hai deocamdată să luptăm. Aici m-aș ataca din prima cu un fireball. Și nu am făcut bine să atac turnul. Din prima cu fireball, că i-am activat unul, dar... e bine și așa. Gă bomberul.
nu prea am cu ce să atac decât cu un alt bomber. Bomberul are un avantaj mare pe scheletonul al mie, ci o comună. Mi se încarcă Baby Dragon-ul. Baby Dragon-ul nu poate fi atacat chiar de orice. Fiindcă el are pași și nu poate fi atacat de orice, asta vreau să zic, că nu orice îl poate ataca. Uite, Nightshade, de exemplu, nu poate să se pună cu el. Hai că trebuie schetara și Nightshade. Da, Fireball-ul până aici. Vreau să distrugă turnul ăsta mai repede. Nu știu dacă decât un singur turn de aici strângă. A, râne. Fiindcă avem timp de rechet. E important să, să distrugi un turn cu mai mult unul decât ea, zis lui Dumnezeu, așa că știi jucă, așa că nu mai are rost să răspund regulile. A, am pus regulile acum și s-a pus arcașele. Da, arcașele pot ataca pentru că ei sunt aer și ground. A, mă anunță că n-ar luci. E, să luci eu, ok, o am. Da, știți voi cum anunță. Când anunță că n-ai nu ce să le faci. Da, e perfect. Păi o să pun și o junk, uite, cam pe aici. Junk-ul are multă putere și viață, deci voi fi un avantaj. Pun aici un bomber. Să pun un baby devil cu niște arcașe. Oricum, junk-ul nu l-a va distruge, dar... Așa, junk-ul atacă numai building și este un dezavantaj minor, dar nu este bine. Bun, în cupărul ăsta n-ar trebui să-mi dea decât niște comune și să-mi tastez numele. Așa, voi tasta pe aici. Și... A, știți cum fac mie animemurile și aici să bag... Și... Go. Nu uitați, Ichigo. Și mai bag aici un underline. Sper că aici era, da? De la Narcis Garden. Așa. Am prepus să-l combinu animele cu curate și da. Deci... Da, numai comune au câștigat nimic bun, în afară de bani. Și aici o să deschidem în sfârșit arena 1. După lupta asta ne deschidem prima arena, deci e lucru. S-ar putea să-mi țin un lighting, dar n-are încă... N-a putut să-mi dat atâta. Nu va da nimic, nu va avea scurt că putere să reziste. Da, de regulă, distrug un turn, îl distrug și pe celălalt, dar... Dar văzând circunstanțele, mă mai și schimb. Mai trimite ca un giant. Și ăla e. Nu, no, aici nu mai au șanse, gata, e terminat. E rupt. Iar eu cum am zis, e rupt. Nu că nu am plan, un silver chest. Oferte speciale. Scheletul armie, n-am spus în fan, replica silver-ul și arena 1 plus fricesul și crown-ul. Un frices poate să împlice orice. Da, e singurul chest care dă gene. Rine, m-ai deblocat un pasager în depă care eu nu prea-l folosesc.
un sito deschidelul ăsta, un loc nu se dă deocamdată. Așa, mi-ar plăcea să mă înscriu într-un clan. Nu e plin. Aș putea să mă înscriu în asta, dar vreau ceva activitate la clan chest. E destul de bine și probabil clan chest-ul n-a început de mult. Azi din minică se poate primi și azi. Ia clan chest-ul. A, uite, sunt în 20 de ore, dar ia uite. Ai mei, deci n-au făcut mai nimic ăștia. Azi că intru eu nici încep, măcar să fiu un clan de să temporar. Da, la achievement de pe echipă mi-am luat ceva genă. Am făcut și level, e bine. Așa. Nu mai e oferta cu 2 vs 2 să deschidă o magical chest-uri. Așa, trebuie să mă conectez cu Facebook, nu s-au cum să mă conectez cu Facebook-ul. Nu știu ca un mic match 2 vs 2 la Archie Play, să vedem cu cine prim, poate prim și cu cineva bun. Arena 4 ne-a dat PK Play Host. Nu. Da, deocamdată nu prea am cu ce să-i atac. Și riscam să lucrez. Grozav are și prin și n-am schelete în armă. Nu, am pierdut 2 turnuri. Deci eu trebuie să scade turnul ăsta imediat. Dar și vede la care. Deci că ăsta, ups. Am terminat, nu contează. Nu am deck bun. Asta e, sunt eu de curând început, nu am pe Valkyrie. Măcar Valkyrie nu mai ajută cu decât. E bine că măcar am luat o coroană la Crown Chest, o să mă ajute. Nici ce salme nu prea a pus cărți, de-abia de-a pus ceva, deci pot să zic că a fost vina lui. Da, aș cumpăra ceva să agradez, dar nu. O să mai încerc încă o dată, dar nu cred că acest level mai e. Când am apucat eu, pe cont mare, era un level super mișto care chiar mi-a plăcut. Uite, mi-a rămas blocat ăsta, bara de elixir. Bine, înseamnă că nu mai am nimic, ceva s-a întâmplat. Da, e ceva de la mine, nu mai am nimic, pe canetul. Deci eu vă zic că cam ați lume cu acest episod, că văd că mi-a picat netul, vom reveni data viitoare când vom face ceva mai bun. Și s-ar putea să primim ceva mai târziu, nu voi deschide server chest-ul să văd cine pică, deci, pa, pa!